care eu o piezeală. El e fanat în urmă. Așa, dar știți, o mică problemă tehnică, conexiunea la internet ne-a dat un pic de gol. Hop, băieții cu anvelopile sunt aici, mergem sus să vedem startul unei etape. Deci cum spuneau colegii noștri, ăsta e un sport. Ceea ce se vede astăzi aici e o chestiune foarte frumoasă și de interes public. Dar toți participanții, atât cei care stau și conduc motocicletele, cât și antrenorilor, părinților, inginerii echipelor, depun o muncă foarte mare pe parcursul anului. Și au nevoie de multe abilități pentru a pune în funcțiune toate utilajele astea și de a face performanță în circuit. Spatele băieților care conduc motocicletele sau conduc ATV-urile sunt oameni care trebuie să aibă abilități inginerești. Și noi, în țara asta, distrugem tot ce înseamnă inginerie. Și nu mai dăm nicio șansă la viață, la dezvoltare. Și un delușor, Radu. Da. Mai ai aer. Prieteni. Uitați-vă ce priveliște în jos. Uitați un motocross câtă lume adună. Dar asta e foarte puțin. Ce se vede? De-a noștri, salutare! Doamne ajută! Da, doamne! Ce faceți? Da, ca mine doreau să ne odihnim. Tot cu Doamne ajută! Și uitați-vă! Domnul Vasile la Șoldănești! Da, domnul Vasile la Șoldănești, da, echipa în toată țara. Forță! Salutări de la Hângești, domnul Costiu! Hângești îți susține! Uitați-vă câtă lume! Câtă lume este adus împreună și ne vine nesportiv, de un motocross. Haideți să mergem mai sus, că Asta e genul de evenimente care unește oamenii. În tipul ăsta de evenimente se dezvoltă spiritul de echipă, dar se dezvoltă și spiritul de competiție. Hai să mergem în deal încolo. Vedem oameni menonați. Oameni care sunt uniți indiferent de orice circunstanță. Am urmă de la clei. Da, sunt băieții. Și-au asigurat un loc de vedere bun. Cei mai șmecheri mecanici au ocupat locul de acolo, de pe colină. Din cei mai mare vizibilitate. De acolo se vede întreaga pistă de motocross. Și acum, ia uitați-vă câți oameni s-au adunat ca să vadă motocross. Chiria Corbuța, deci suntem la periferia orașului Hâncești. Este vorba de motocrossul de la Hâncești. Acum urmează să fie dat startul. După cum vă spuneam, un eveniment de genul motocross unește oameni. Faceți multe de diferențele sociale, de problemele sociale și știm că toți fie împreună. Pentru că este un sport. Aici, în sportul ăsta, se dezvoltă spiritul de echipă. Aici, în motocrossul ăsta, se dezvoltă și spiritul de competiție sănătoasă. Și oamenii primesc o doză de satisfacție, primesc timpul și primesc foarte multă adrenalină. O adrenalină care îi determină să fie muncitori, să fie curajoși și să nu cedeze niciodată. Cu părere de rău, cineva mai devreme, când s-a întrebat internetul, spunea că adrenalină primesc și cei care hoțăsc și fură țara. Și de la adrenalina care o primesc ei de la hoții, nu se mai pot opri de furat. Ar fi bine la 11 iulie, toți, în mod organizat, să votăm democrația acasă și celor care primesc adrenalină de la hoții, să-i dăm posibilitatea să pună mânuța pe câte o sapă și să primească adrenalină de la prășet sfeclă, de la prășet porumb și de la prășet floarea soarelui, că le ajunge atât tot sărășit neamul și poporul ăsta. Noi vrem să avem câte un motocross la 3-4 raioane, ca să poată tinerii să deprindă arta asta, să fie intrigați de inginerie, de fizică, de matematică, de ce nu știu, de chimie. Iată, după cum vedeți, acolo sunt tinerii din etapă. Care urmează să-și dea start.
noi o să mai rămânem așa câteva minute pentru startul pe care o să închidem. Păreri de rău, n-am avut acces chiar acolo în față ca să dăm startul propriu zis, dar îi vedeți de aici. Acolo sunt niște copilași, 14, 15, 16 ani. Și le urăm a toți baftă. Colegii noștri sunt în raionul Șoldănești, împreună cu domnul Vasile Costiuc, cu colegul nostru Mihai Ioncu. Se îndreaptă spre Rezina și deja începe acolo să discute cu cetățenii, cu locatarii. Noi le urăm baftă, Doamne ajută, și un Doamne ajută și la toți participanții și toți cei care sunt prezenți astăzi la motocross. Ne revedem mai târziu. Mai mult secvență. Deci pentru o să fim nevoiți să închidem, cred că o să lăsăm pe băieți la Rezina. Noi o să transmitem secvențe din discuții și secvențe la motocross de aici, la Căcești. Doritorii care vor să discutăm, să ascultăm soluții, propuneri, declarații, reclamații și să sperăm că tot acest eveniment o să decurgă fără incidente. De asta e cel mai dureros când apare incidente, aici sunt traume și traumele uneori sunt destul de grave. Urăm succes la toți participanții și Dumnezeu să-i păzească de incidente. Asta Doamne e mai important. Acumularea experienței și lipsa de incidente și accidente. Vă îndemnăm să veniți astăzi aici la Hâncești, la motocross, să urmărim tineri ăștia de 14-15 ani care se implică activ și doresc să se dezvolte, doresc să practice acest gen de sport. Este un gen, un tip de sport care necesită multă forță, multă muncă și multă dedicație, multă pregătire fizică și mult curaj în primul rând, pentru că ca să conduci acest gen de transport, un băiat de 15 ani are nevoie de experiență. De asta vă invităm astăzi aici să fiți alături de noi, să fiți alături de acești tineri, să-i susținem și să-i încurajăm. Doamne ajută! Igor, te salut! Dragi prieteni, deci vă rugăm să nu părăsiți pagina noastră. Vă îndemnăm, noi închidem acest video, dar faceți un refresh al paginii și o să-l vedeți pe domnul Vasile Costiuc în discuții cu cetățenii la Rezina. Doamne ajută!